trecem la tema 2, problemele din justiție. Vă rog. De ce a spus domnule Ponta că judecătorul care a decis mutarea dosarului de la tribunal la înalta curte în cazul Voiculescu a greșit? Bă, a fost o greșeală mea, că am exprimat un punct de vedere juridic cu care toți juriștii au fost de acord, pe care însă, sigur, după aceea media l-a interpretat exact invers. Era o declarație juridică și atât, care nu l-a avantajat pe domnul Voiculescu, adică ar fi trebuit judecătorul de la tribunal să-l judece, să dea sentința, nu să amâne procesul. A fost interpretată greșit, m-am învățat minte să nu mai să vorbesc de lucruri juridice doar cu juriștii. Repet, domnul Voiculescu a fost și dânsul supărat pentru că era o declarație, până la urmă, care îl dezavantaja. Dar de în... unde știți că a fost supărat? V-a spus asta? V-a reproșat? Nu, nu mi-a reproșat. Era un lucru foarte clar. Acela că, de fapt, trebuia să judece, nu mai știu, în noiembrie, nu știu când are termen acum, habar nu am. Dar oricum s-a amânat, practic, judecata. Făt în aprilie. Ei, deci eu ziceam că trebuia judecat în noiembrie. Repet, însă o asemenea discuție de acum încolo m-am învățat aminte, o port doar cu juriștii. Jurnaliștii nu vor să asculte de juriști. Prin declarațiile făcute s-a interpretat că vă apărați un coleg de alianță. Păi tocmai v-am explicat că nu-l apăram. Dar de unde știți potriva? Că s-ar fi judecat în potriva domnului Voiculescu? Nu știu, s-ar fi judecat. Nu știu, abar nu am ce decizie urmează sau urma să dea judecătorul. Știu un singur lucru. Dar de ce țineți dumneavoastră ca cineva să fie judecat? Ca jurist, important e să se respecte legea, nu ca să fie judecat obligatoriu. Am făcut greșeala de a vrea să răspund la o întrebare care mi s-a părut de bun simț. Nu mai fac de această greșeală în viitor. Că văd că orice spun, oricum se interpretează invers. Așa încât m-am învățat minte. Cunoștințele mele juridice mi le păstrez pentru că nu voi mai fi prim-ministru sau până când voi vorbi doar cu jurnaliști juriști. Ați discutat, domnule prim-ministru, cu ministrul Mona Pivniceru despre noua procedură de selecție a viitoarelor numiri la DNA și parchetul general. Da, am discutat, dar doar în cadrul secției de procurori. Știți că am avut acea întâlnire săptămâna trecută, o întâlnire foarte bună, după părerea mea, și am și mulțumit pentru oportunitate ca să lămurim câteva lucruri. Deci am discutat în cadrul, împreună cu secția de procurori, și ideea a fost de a se relua și de a se ține cont de toate eventualele critici. Deocamdată nu știu exact care au fost criticile și... Da, s-au stabilit criterii noi care să facă diferența față de vechea procedură? Nu știu. Eu nu este responsabilitatea mea, este responsabilitatea Ministrului Justiției. Eu ceea ce am făcut, repet, în cadrul secției de procurori, am fost de acord cu ideea de a se relua procedura și nu de a avansa practic cei care sunt pe locul 2 în procedura anterioară. Tocmai pentru că asta e responsabilitatea Ministrului Justiției, dacă Ministerul va fi criticat pentru modul în care a organizat selecția candidaților la DNA și parchetul general în raportul de țară, o veți demite pe Mona Pivniceru? Nu. Veți cere schimbarea ei din funcție? Nu. De ce? Pentru că... Păi dacă asta e responsabilitatea ei și a greșit? Înțeles, dar trebuie să mi se arate într-adevăr ce a greșit cineva. Deci o veți menține în orice situație. Să vedem ce a greșit. Cum? Adică de ce să o dau afară dacă nu mi se spune pentru ce a greșit, doamna Pivniceru? Am spus dacă în raportul de țară... Haideți să vedem raportul de țară, să vedem care e rezultatul.